Ca în fiecare an, în luna martie, primarul Laurențiu Leoreanu prezintă, așa cum ar trebui să facă orice ales al cetățenilor, un raport de activitate pe anul precedent. Principalele realizări ale administrației publice locale pentru anul 2015 au fost cuprinse într-un document de 29 de pagini, pe mai multe secțiuni. Așa v-am obișnuit pe dumneavoastră și pe romașcani, ca în fiecare an, în luna martie, să prezint un raport de activitate al anului precedent, al anului 2015. Și pentru că n-am vrut să ies din cutumă, astăzi am venit să prezint acest raport. Chiar dacă 2015 a fost un an de criză cu un buget redus pentru Roman, investiții s-au realizat, fie pe fonduri europene, fie prin surse guvernamentale. Anul 2015 a adus numeroase premiere în cetatea lui Roman Mușat, în domenii variate, chiar dacă din punct de vedere administrativ a fost o perioadă foarte dificilă. De reținut că municipiul Roman a început anul 2015 cu un buget mai mic față de anul 2014, cu aproape 6 milioane de lei. Deci cu circa 60 de miliarde de lei vechi, aspect care a influențat lista de investiții și de priorități a administrației publice locale. Primarul Laurențiu Leoreanu spune că gradul de încasare a dărilor a atins 100%, edilul aducând mulțumiri celor care au înțeles că acești bani trebuie colectați pentru a se face noi investiții. Pentru prima dată după anul 1989, Dumnezeu nu ne-a lăsat și s-a înregistrat în anul 2015 încasarea taxelor și impozitelor locale de 100%. Pentru aceasta, sigur că trebuie să mulțumesc în nume personal, dar și al administrației publice locale, tuturor contribuabililor, cetățeni, persoane fizice autorizate, întreprinderi, societăți comerciale, care au înțeles, care s-au implicat și îi felicit pentru comportamentul lor civic pozitiv. În cele două mandate, impozitele locale nu au crescut prin voința aleșilor locali, iar creșterile aplicate s-au făcut în baza legislației naționale. Cunosc foarte bine situația economică, să știți, pe care romașcanii o traversează, atât ca cetățeni, cât și ca lucrători în diferite societăți sau reprezentanța unor societăți comerciale, a unor agenți economici, și de aceea am optat ca în cele două mandate ale mele să nu cresc niciodată taxele și impozitele. Eventualele creșteri care au apărut au fost doar datorită modificării codului fiscal. Și repet acest lucru, pentru că creșterile care s-au produs au fost ca urmare a unor decizii pe care fostul guvern le-a luat în modificarea codului fiscal, cum ar fi impozitarea terenului de sub casă sau de sub apartament, cum ar fi impozitarea primelor 400 de metri pătrați din suprafețele de teren agricol de intravilan ca teren curs construcții. Sigur că acestea au dus la creșteri semnificative, dar acestea au fost imperative și obligatorii pentru noi. Cel mai mare câștig pentru municipalitate a fost realizarea complexului de agrement Moldova, ștrandul fiind vizitat anul trecut și de cetățeni din alte județe din zona Neamțului. De asemenea, romașcanii și locuitorii județelor vecine au apreciat la cote neașteptate și neprevăzute de administrația locală redeschiderea ștrandului municipal, care în varianta modernizată și înglobată în complexul sportiv și de agrement Moldova a înregistrat aproape 60.000 de clienți, de peste două ori față de publicul estimat de noi. Raportul de activitate este publicat și pe site-ul primăriei Roman și va fi difuzat la postul de televiziune Roman 24 online astăzi după buletinul informativ.